Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre favoritul galei de duminică 25 septembrie. Ei bine, în gala de duminică aceasta avem parte de o mare surpriză și totodată o premieră. Vom avea doi favoriți. Asta datorită faptului că vor fi la egalitate de voturi. Cei doi sunt Radu și Kinga, amândoi câștigând titlul de favoriți ai publicului și împărțind împreună cecul de 5.000 de lei. Pentru mine, surpriza este mai mult faptul că două persoane au câștigat cecul. Dacă vă aduceți aminte, am și spus la momentul despărțirii de Xenia că Radu probabil va câștiga cecul și iată că nici de data aceasta nu m-am înșelat. Deci câștigarea cecului de către el nu este o surpriză pentru mine. Kinga probabil a fost răsplătită și ea pentru dezvăluirile făcute cu cei care s-au văzut prin cluburi și au vorbit la telefon, deși este interzis acest lucru. Pentru ei doi a contribuit și această joacă de a cunoașterea, când Radu o vrea pe Kinga, nu-l prea vrea ea, iar când nu mai vrea Radu, îl vrea ea. Pe termen lung, aceste jocuri pe care le fac ei doi nu le vor face bine, pentru că lumea va realiza, așa cum a realizat și în cazul lui Ionus cu Larisa, că totul este o joacă și doar vor să păcălească lumea cu această iubire a lui Radu care nu este împărtășită. Dacă la Radu mai am niște dubii că ar fi o strategie, pentru că mi se pare aiurea să te umilești atât de mult în fața unei fete, decât în cazul în care ții cu adevărat la ea. La Kinga, în schimb, sunt 100% sigur că ea doar se joacă. Ce mă miră este faptul că în afară de Bianca, cea care a reușit să intre și ea de curând în clubul câștigătorilor, dar și ea este de mult timp în casă, altcineva mai nou venit, nu reușește să se strecoare în acest club select al câștigătorilor. Ori selecția nu se face cum trebuie, ori aceștia sunt așa de iubiți de către public? Zic și eu. Voi ce credeți? Meritau cei doi cecul? Cam atât deocamdată. Până data viitoare, toate cele bune vă doresc.